Lena e cu ochii în zare și zâmbește spre soare, nu oprește nimic. Crește într-un mic paradis și trăiește un vis cu un pur sânge amic. Lena poate chiar zbura atunci când se așează în șa. Ferma Lenei. M-a lăsat mască, am scos la înaintare cele mai tari bancuri. O alianță imposibilă. Cum a putut să reziste unui tip ca mine? Sincer, nu cred că o să înțeleg vreodată fetele. Oricum, singura care mă iubește este Reglis. O, da, ești frumos și mare. Uită-te la el, Lena. Da, are forță acum și ține să-și o etaleze. Cum o să rezist fără el? De 3 luni avem grijă de el. Da, dar aici nu e acasă pentru el. Nu uita cum îl cheamă. Bonbon Junior, știu. Sincer, Samantha nu merită să aibă grijă de el. E prea frumos pentru ea. Nu-i da ascultare. O să fii ca un rege în noua ta casă. În plus, acum ești puternic. Nu mai ai nevoie de noi. Mânzul e gata acum? Tata vă așteaptă de o oră. Așa este, nu pleacă la un concurs de frumusețe. Ai onoarea. Haide, vii? Acum. Haide. Vă mulțumesc, Bonbon Junior vă datorează viața. A fost o plăcere să-l îngrijim. O să ne fie dor. Hai să mergem, suntem așteptați. O luăm înainte. Bine, venim și noi. Dacă doamna prințesă vrea să urce. N-ai un motor mai puțin zgomotos? Pe dumneata în privința tehnicii. O mulțime de lume. Da, am ajuns. Vă mulțumesc pentru prezență. De asemenea, mulțumesc Consiliului General pentru că susține prima ediție a acestui turneu de polo. E un sport nobil pe care l-am învățat în Anglia. Mă bucur mult că tinerii noștri călăreți se pot iniția în acest sport. Vreau să-i mulțumesc și fiicei prietenului meu, Cooper, care s-a deplasat aici special pentru acest turneu. Mulțumesc, Beverly! Suntem cu toții mândri să avem în mijlocul nostru o sportivă ca tine, supranumită maestra poloului. Sunteți amabil, dar n-am venit singură. Tom, Brian și Craig. Vom face tot posibilul pentru a reprezenta grandoarea și frumusețea poloului englez. Vom câștiga! A spus lucrurilor pe nume. Da, chiar așa. I love Anglia. Ce joc crede că face? La ce se gândește, mă rog? Că suntem sclavii ei? Că tot veni vorba de sclavi? Lena, Anais, ați venit la fix. Haideți aici, cu Bonbon Junior. Am promis Consiliului General că voi avea o contribuție la premiul turneului. Drept urmare, voi oferi echipei câștigătoare calul cel mai promițător la care ar putea aspira, descendentul unei rase pure de cai de curse. Vi-l prezint pe Bonbon Junior. Poftim? Vor să-l ofere cadou pe Bonbon Junior? Acum 3 luni nici nu se ținea pe picioare și se gândesc deja să-l separe de mamă? O visesc cumva? E mânzul mai meu. Visează cineva, oare? Bonbon Junior. Merită, Samantha. Vrei mânzul? Atunci luptă-te pentru el. Oh,
Beverly e jucătoare profesionistă de polo, joacă de când știe să încalece. De asta trebuie să lupți, Samantha. Trebuie să înveți să treci de greutăți, pentru că le vei avea, ca toată lumea. Sper că le-ai mulțumit prietenelor tale pentru tot ce au făcut. Ușurel, așa. Vă dați seama? Dacă echipa din Anglia va câștiga, ne va părăsi pentru totdeauna. Dacă toți englezii sunt ca Beverly, aș vrea să fiu în locul lui. Se spune despre mine că sunt unică. Grozav, și despre mine se spune același lucru. Tip ca mine nu găsești în Anglia. Da, cu atât mai bine pentru ei. Vino. Bună. Deci, el e viitorul meu animal de concurs. Câți ani are? Azi are 3 luni. Hei, cu blândețe! Trebuie obișnuit cu greutățile. Toată viața va lupta să câștige. Se vede că nu e unul dintre tropăitorii voștri de duminică. Nu-i place, nu-i vezi? Încetează! Ușurel! Hei, știi că sunt aici. Liniștește-te. Totul e nou, știu, dar va fi bine. Sunt aici. Să-l lăsăm în pace acum. Haide, l-ai văzut suficient. Mânzul ăsta m-a rănit. Mi-o va plăti. Să nu cumva să te atingi de mânz. Până la proba contrarie, e al meu. Nu pentru mult timp. Stăpânesc poloul suficient pentru a câștiga. Încă nu-ți proclama victoria. Pleacă de aici. You pleci? Ce mai căutați aici? V-ați terminat treaba. Cum se zice în engleză, eu sunt un fan al poloului. Ești gata să-i faci ochi dulci oricui. Fata asta e o piază rea. Hei! Ieri Samantha era piază rea, azi e Beverly. Nu exagerezi un pic. Haideți să mergem, avem multă treabă la fermă. Așa se joacă polo. Calul face totul. Tu te lași în voia lui. Hei, hei, ușurel. Și paf, lovești. Scuze, Juju. Jur, n-am făcut-o din adins. Ai uitat 2-3 lucruri în demonstrația ta. Ca să-ți iasă un swing, trebuie să te poziționezi bine. Anticipează mișcarea calului și în același timp a mingii. Ai 2 arme pentru a câștiga: precizia și viteza. Wow, superb! Lena, unde ai învățat asta? În Eastbourne, când am fost vara trecută. Îmi plăcea jocul ăsta. Presupune o complicitate între jucător și cal. Da, îmi amintesc că ai fost în Anglia. Vorbeam aproape zilnic pe internet. De altfel, ai câștigat și un trofeu, nu? Da, dar a fost un turneu mic. Am avut niște coechipieri grozavi. Ne-ai putea învăța și pe noi? Dacă ne-ai fi antrenoare, ne-am putea încerca și noi șansa. Șansa la ce? La turneu. Dacă vom câștiga, îl vom primi pe Bonbon Junior. Dar Beverly și prietenii ei sunt profesioniști. Și ce dacă? Lena a câștigat un turneu ca debutantă. Într-un concurs se poate întâmpla orice. Știi foarte bine. Puțin spus că o vom încasa în public. Pentru a-l salva pe Bonbon Junior. Dacă va pleca cu Beverly, va fi maltratat. Lena, ai văzut și tu. Nu ne costă nimic să încercăm. În afară de mult antrenament. Putem încerca? Serios? Sunteți de acord? Mulțumesc! Sunteți grozavi! Sper că voi mai primi un pupic dacă vom câștiga turneul. Vom vedea! Emir? Vina și Rachel sunt deja pe teren? Nu, azi nu le-am văzut deloc.
Regret, dar am prea multe teme de făcut. Noi vrem să ne retragem. Poftim? Își doream mult să exerseze engleza, așa că le-am găsit doi profesori. Brațul, Hugo, trebuie mereu să lovești la nivelul scării. Hei, ai grijă! Ai tu? Eu aș fi marcat. E normal ca ea să se apropie. Are dreptul să ia mingea în zona asta. Dacă vrea, poate să te bată și pe umăr. Prea bine, regret. Ar fi bine să exersăm o serie de lovituri. Traiectoriile noastre sunt bunicele. Haideți, Anaïs, încep tu. Pornim acolo și lovim în galop. Hugo, tu urmezi. Dă-i drumul! N-avem cumva vreun concurs de acrobații prin zonă? Am avea mai multe șanse să-l câștigăm. E clar. Ce cauți tu aici? Vă privesc, dar continuați, continuați. E mai bine decât la cinema. E o proprietate privată. Dacă ai chef să ne vezi jucând, vino la turneu. Chiar aveți senzația că o să treceți de calificări? Fără mine nu veți face nimic. Cum adică fără tine? Vorbești serios? Chiar avem nevoie de tine? Da, scumpa mea, aveți tot atâta nevoie de mine cât am eu de voi. Vă propun un târg așadar. Facem echipă, câștigăm, iar Bonbon Junior e al meu. Să facem asta pentru ochii tăi frumoși? Visezi. Te asigur, nici eu n-am chef să mă asociez cu voi, dar trebuie să-l salvez pe Bonbon Junior. Beverly e o brută, nu pot lăsa să plece cu mânzul. Și de unde știm noi că tu o să-l crești cum trebuie? N-aveți de unde, dar aveți de ales între mine și ea. Sunt de acord cu echipa. Perfect! Hugo, tu ai terminat-o aici, îți voi lua locul. Dacă ne aliem și câștigăm, trebuie să ne promiți că o să ne lași să-l vedem pe Bonbon Junior. În numele lui Bonbon Junior vă promit. Dar tu va trebui să călărești alt cal. Mistral e prea sălbatic pentru teren. Nu-ți face griji pentru el. Te va uimi, o să vezi. Mâine, la ora 7, pe terenul Hergheliei. Ora 7? Nu vin la ora aia. Voi veni mai târziu cu niște croasante. Ce tot fac aici? Doar nu vor să câștige cu echipa lor de papă lapte. N-aș spune că sunt papă lapte. Tu, Anaïs! Ești tare, Anaïs! Ura, fetelor! Bravo, bravo! Un croissant pentru a prinde puteri? Mie-mi e sete. Bun, încă nu vă puteți destinde, dar suntem pe drumul cel bun. Anaïs, în fața porții trebuie să accelerezi. Un croissant, Samantha? Să te destinzi un pic? Să reluăm antrenamentul. Samantha îi detestă. Chestia asta nu va merge. Dacă asta va fi în avantajul lor, știm ce avem de făcut. Hello! Very good, yum yum! Ar trebui să le gustați și francezii au câteva talente ascunse. Ar fi timpul să ni le arate. Câștigătorii acestei partide se vor califica în semifinal. Haideți, veți câștiga, fetelor!
Ești la 15 metri de Lena, o faci intenționat. Oh, mai scutește-mă! Ești aici ca să ne dai sfaturi sau ca să faci legea? În ordine, suntem adulți, am înțeles ce avem de făcut. Nici o grijă, Anais, totul va fi bine. Vă mai certați, abandonați sau jucați? Hai, 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 hai! Așa! Ha, ha! Da, bravo, Anais! Da, e bine, dar să nu lăsăm garda jos. Evident că n-o să o lăsăm. Doamnelor și domnilor, suntem în semifinală. Echipa din Anglia face minuni. Prima echipă calificată în finală e echipa engleză. Bravo! Haideți, mișcați-vă! Melcilor, mai repede! Echipa din Anglia va înfrunta în finală echipa Fermei Lene. Da, suntem în finală! Suntem în finală! Suntem, 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 suntem! Cine e echipa cea mai tare? Voi! Nu știi că nu trebuie să strigi victorie înaintea unei finale? Aduce ghinion. Dar cu un norocos ca el nu vom păți nimic. Hei, Bonbon Junior, pentru tine suntem aici. Voi, englezii, nu vi se par un pic ciudați? Ai primit lovitura secolului din partea lui Beverly. Asta da, e ciudat. Vă poziționați bine. Mânzul acesta ne va aduce noroc. Angelo, eu sunt reperul tău. Nu uitați că Beverly și amicii ei își schimbă caii la fiecare meci. De aceea au un avantaj mai mare. Asta nu o să ne oprească, nu-i așa, Mistral? Vă rugăm să vă ocupați locurile. Finala va începe în 2 minute. Haide! A început bine. Ce tot faceți? Trebuie să vă concentrați. Nu mai striga așa, stresez caii. Nu înțeleg, Mistral nu e în apele lui. De când e Mistral în apele lui? Stăpânește-l, doar atât îți cer. Haide, haide! Știu, se întâmplă ceva tare ciudat. Când eu am spus că-s ciudați... Anais, Lena, dormiți cumva? Treziți-vă! Haide, mai e un pic. Două puncte, mingea se repune în joc. Hai, hai! Bravo, Samantha! Putem răsturna scorul. Liniștește-ți calul, pune totul în pericol. Nu degeaba e așa. Vezi bine că nu depinde de noi. E tensiunea din oricare turneu. Doar că tu nu ești obișnuită. Stăpânește-le, zic! Mistral, oprește-te! Paul, calul ăsta iese de pe teren. Lovitură liberă pentru englezi. Oh, nu!
Puneți mingea aici. Dacă marcați, meciul se termină. Cum au reușit să creeze tot haosul ăsta? În orice caz, acolo nu e nimic. N-am găsit decât bățul ăsta ciudat. Seamănă cu un buton de declanșare. L-am apăsat, dar nu se petrece nimic. Liniștește-te, Mistral. Hei, stai, mai fă o dată. Apasă ca mai înainte. Ce te supără, Mistral? Când fac asta? Oh, butonul e de vină. E mâna lui Beverly, o adevărată profesionistă. Echipa engleză obține victoria în prima ediție a turneului. Au trișat. E ridicol ce ați putut ascunde în crăpătura asta mică. Un aparat cu ultrasunete. Imposibil de detectat de om. Dacă nu-ți cunoști bine calul. Mincinoasă, ar fi mai bine să se ocupe de calul ei. E un animal furios. Așa e simplu să câștigi. Avem câteva lucruri de lămurit cu tine și cu coechipierii tăi. Sunteți descalificați pentru că ați trișat. Declar câștigătoare echipa franceză. Da, am câștigat! Stați, nu vine să cred, am câștigat! E o victorie cu atât mai frumoasă cu cât știm condițiile dificile îndurate de cai. Felicitări și lor! Mulțumesc tuturor! Sunt foarte mândră că am adus această echipă locală la victorie. Așa cum ar spune tata, dacă îți dorești un lucru, trebuie să lupți, să-l obții. Sper că a înțeles că Bonbon Junior e la fel de important pentru tine. Da, cred că a înțeles. Mă apuc de învățat spaniola, e o limbă frumoasă. Mai mult e ușoară. Hei, amiga, cómo te vas? Te bus? Au dublat în limba română Anca Sigmirean, Ioana Dagău, Sorin Ionescu, Alina Leonte, Răzvan Vicoveanu, Richard Balint, Carina Chereji, Florian Silaghi, Alexandru Rusu. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI. Atunci când se așează în șa. Așa se joacă polo. Calul face totul. Tu te lași în voia lui. Hei, hei, ușurel. Și pop, lovești. Scuze, Juju. Jur, n-am făcut-o din adins. Ai uitat două, trei lucruri în demonstrația ta. Ca să-ți iasă un swing, trebuie să te poziționezi bine. Anticipează mișcarea calului și în același timp a mingii. Ai două arme pentru a câștiga precizia și viteza. Wow, superb! Lena, unde ai învățat asta? În Eastbourne, când am fost vara trecută. Îmi plăcea jocul ăsta. Presupune o complicitate între jucător și cal. Da, îmi amintesc că ai fost în Anglia. Vorbeam aproape zilnic pe internet. De altfel, ai câștigat și un trofeu, nu? Da, dar a fost un turneu mic. Am avut niște coechipieri grozavi. Ne-ai putea învăța și pe noi? Dacă ne-ai fi antrenoare, ne-am putea încerca și noi șansa. Șansa la ce? La turneu. Dacă vom câștiga, îl vom primi pe Bonbon Junior. Dar Beverly și prietenii ei sunt profesioniști. Și ce dacă? Lena a câștigat un turneu ca debutantă. Într-un concurs se poate întâmpla orice. Știi foarte bine. Puțin spus că o vom încasa în public. Pentru a-l salva pe Bonbon Junior. Dacă va pleca cu Beverly, va fi maltratat. Lena, ai văzut și tu. Nu ne costă nimic să încercăm. În afară de mult antrenament. Putem încerca? Serios? Sunteți de acord? Oh, mulțumesc! Sunteți grozavi! Sper că voi mai primi un pupic dacă vom câștiga turneul. Vom vedea! Hmm?
Emir? Vina și Rachel sunt deja pe teren? A, nu, azi nu le-am văzut deloc. Oh. Regret, dar am prea multe teme de făcut. Noi vrem să ne retragem. Poftim? Își doreau mult să exerseze engleza, așa că le-am găsit doi profesori. Brațul, Hugo, trebuie mereu să lovești la nivelul scării. Hei, ai grijă! Ai tu? Eu aș fi marcat. E normal ca ea să se apropie. Are dreptul să ia mingea în zona asta. Dacă vrea, poate să te bată și pe umăr. Prea bine, regret. Ar fi bine să exersăm o serie de lovituri. Traiectoriile noastre sunt bunicele. Haideți, Anais, încep tu. Pornim acolo și lovim în galop. Hugo, tu urmezi. Mm-hmm. Dă-i drumul! N-avem cumva vreun concurs de acrobații prin zonă? Lena e cu ochii în zare și zâmbește spre soare. Nu oprește nimic. Crește într-un mic paradis și trăiește un vis cu un pur sânge amic. Lena poate chiar zbura atunci când se așează în șa. Ferma Lenei. M-a lăsat mască, am scos la înaintare cele mai tari bancuri. O alianță imposibilă. Cum a putut să reziste unui tip ca mine? Sincer, nu cred că o să înțeleg vreodată fetele. Oricum, singura care mă iubește este Reglis. O, da, ești frumos și mare. Uită-te la el, Lena. Da, are forță acum și ține să-și o etaleze. Cum o să rezist fără el? De 3 luni avem grijă de el. Da, dar aici nu e acasă pentru el. Nu uita cum îl cheamă. Bonbon Junior, știu. Sincer, Samantha nu merită să aibă grijă de el. E prea frumos pentru ea. Nu-i da ascultare. O să fii ca un rege în noua ta casă. În plus, acum ești puternic. Nu mai ai nevoie de noi. Mânzul e gata acum? Tata vă așteaptă de o oră. Așa este, nu pleacă la un concurs de frumusețe. Ai onoarea. Haide, vii? Acum. Haide. Vă mulțumesc, Bonbon Junior vă datorează viața. A fost o plăcere să-l îngrijim. O să ne fie dor. Hai să mergem, suntem așteptați. O luăm înainte. Bine, venim și noi. Dacă doamna prințesă vrea să urce. N-ai un motor mai puțin zgomotos? Mă bazez pe dumneata în privința tehnicii. O mulțime de lume. Da, am ajuns. Vă mulțumesc pentru prezență. De asemenea, mulțumesc Consiliului General pentru că susține prima ediție acestui turneu de polo. E un sport nobil pe care l-am învățat în Anglia. Mă bucur mult că tinerii noștri călăreți se pot iniția în acest sport. Vreau să-i mulțumesc și fiicei prietenului meu, Cooper, care s-a deplasat aici special pentru acest turneu. Mulțumesc, Beverly! Suntem cu toții mândri să avem în mijlocul nostru o sportivă ca tine.
supranumită maestra poloului. Sunteți amabil, dar n-am venit singură. Tom, Brian și Craig. Vom face tot posibilul pentru a reprezenta grandoarea și frumusețea poloului englez. Vom câștiga. A spus lucrurilor pe nume. Da, chiar așa. I love Anglia. Ce joc crede că face? La ce se gândește, mă rog? Că suntem sclavii ei? Că tot veni vorba de sclavi? Lena, Anais, ați venit la fix. Haideți aici, cu Bonbon Junior. Am promis Consiliului General că voi avea o contribuție la premiul turneului. Drept urmare, voi oferi echipei câștigătoare calul cel mai promițător la care ar putea aspira, descendentul unei rase pure de cai de curse. Vi-l prezint pe Bonbon Junior. Poftim? Vor să-l ofere cadou pe Bonbon Junior? Acum 3 luni nici nu se ținea pe picioare și se gândesc deja să-l separe de mamă? O visez cumva? E mânzul mai meu. Visează cineva oare? Bonbon Junior. Merită, Samantha. Vrei mânzul? Atunci luptă-te pentru el. Beverly e jucătoare profesionistă de polo, joacă de când știe să încalece. De asta trebuie să lupți, Samantha. Trebuie să înveți să treci de greutăți, pentru că le vei avea, ca toată lumea. Sper că le-ai mulțumit prietenelor tale pentru tot ce au făcut. Ușurel, așa? Vă dați seama, dacă echipa din Anglia va câștiga, ne va părăsi pentru totdeauna. Dacă toți englezii sunt ca Beverly, aș vrea să fiu în locul lui. Se spune despre mine că sunt unică. Grozav, și despre mine se spune același lucru. Tip ca mine nu găsești în Anglia. Da, cu atât mai bine pentru ei. Vino. Bună. Deci, el e viitorul meu animal de concurs? Câți ani are? Azi are 3 luni. Hei, cu blândețe! Trebuie obișnuit cu greutățile. Toată viața va lupta să câștige. Se vede că nu e unul dintre tropăitorii voștri de duminică. Nu-i place, nu-l vezi! Încetează! Ușurel! Hei, știi că sunt aici. Liniștește-te. Totul e nou, știu, dar va fi bine. Sunt aici. Să-l lăsăm în pace acum. Haide, l-ai văzut suficient. Mânzul ăsta m-a rănit. Mi-o va plăti. Să nu cumva să te atingi de mânz. Până la proba contrarie, e al meu. Nu pentru mult timp. Stăpânesc poloul suficient pentru a câștiga. Încă nu-ți proclama victoria. Pleacă de aici. You pleci? Ce mai căutați aici? V-ați terminat treaba. Cum se zice în engleză, eu sunt un fan al poloului. Ești gata să-i faci ochi dulci oricui. Fata asta e o piază rea. Hei, ieri Samantha era piază rea. Azi e Beverly. Nu exagerezi un pic. Haideți să mergem, avem multă treabă la fermă. Ește-mă, ești aici ca să ne dai sfaturi sau ca să faci legea? În ordine, suntem adulți, am înțeles ce avem de făcut. Nicio grijă, Anais, totul va fi bine. Vă mai certați, abandonați sau jucați? Hai, 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 hai! Așa! Da, bravo, Anais! Da, e bine, dar să nu lăsăm garda jos. Evident că n-o să o lăsăm.
Doamnelor și domnilor, suntem în semifinală. Echipa din Anglia face minuni. Prima echipă calificată în finală e echipa engleză. Bravo! Haideți, mișcați-vă! Melcilor, mai repede! Echipa din Anglia va înfrunta în finală echipa Fermei Mele. Da, suntem în finală! Suntem în finală! Suntem, 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 suntem! Cine e echipa cea mai tare? Voi! Nu știi că nu trebuie să strigi victorie înaintea unei finale? Aduce ghinion. Dar cu un norocos ca el nu vom păți nimic. Hei, Bonbon Junior, pentru tine suntem aici. Voi, englezii, nu vi se par un pic ciudați? Ai primit lovitura secolului din partea lui Beverly. Asta da, e ciudat. Vă poziționați bine. Mânzul acesta ne va aduce noroc. Angelo, eu sunt reperul tău. Nu uitați că Beverly și amicii ei își schimbă caii la fiecare meci. De aceea au un avantaj mai mare. Asta nu o să ne oprească, nu-i așa, Mistral? Vă rugăm să vă ocupați locurile. Finala va începe în 2 minute. A început bine. Ce tot faceți? Trebuie să vă concentrați. Nu mai striga așa, stresez caii. Nu înțeleg, Mistral nu e în apele lui. De când e Mistral în apele lui? Stăpânește-l, doar atât îți cer. Haide, haide! Știu, se întâmplă ceva tare ciudat. Când eu am spus că-s ciudați... Anais, Lena, dormiți cu... Am avea mai multe șanse să-l câștigăm. E clar. Ce cauți tu aici? Vă privesc, dar continuați, continuați. E mai bine decât la cinema. E o proprietate privată. Dacă ai chef să ne vezi jucând, vino la turneu. Chiar aveți senzația că o să treceți de calificări? Fără mine nu veți face nimic. Cum adică fără tine? Vorbești serios? Chiar avem nevoie de tine? Da, scumpa mea, aveți tot atâta nevoie de mine cât am eu de voi. Vă propun un târg așadar. Facem echipă, câștigăm, iar Bonbon Junior e al meu. Să facem asta pentru ochii tăi frumoși? Visezi. Te asigur, nici eu n-am chef să mă asociez cu voi. Dar trebuie să-l salvez pe Bonbon Junior. Beverly e o brută, nu pot lăsa să plece cu mânzul. Și de unde știm noi că tu o să-l crești cum trebuie? N-aveți de unde, dar aveți de ales între mine și ea. Sunt de acord cu echipa. Perfect! Hugo, tu ai terminat-o aici, îți voi lua locul. Dacă ne aliem și câștigăm, trebuie să ne promiți că o să ne lași să-l vedem pe Bonbon Junior. În numele lui Bonbon Junior vă promit. Dar tu va trebui să călărești alt cal. Mistral e prea sălbatic pentru teren. Nu-ți face griji pentru el. Te va uimi, o să vezi. Mâine, la ora 7, pe terenul Hergheliei. Ora 7? Nu vin la ora aia. Voi veni mai târziu cu niște croasante. Tot fac aici. Doar nu vor să câștige cu echipa lor de papă lapte. N-aș spune că sunt papă lapte. Tu, Anais!
croasant pentru a prinde puteri? Mie mi-e sete. Bun, încă nu vă puteți destinde, dar suntem pe drumul cel bun. Anais, în fața porții trebuie să accelerezi. Un croasant, Samantha? Să te destinzi un pic? Mm? Să reluăm antrenamentul. Oh. Samantha îi detestă. Chestia asta nu va merge. Dacă asta va fi în avantajul lor, știm ce avem de făcut. Hello! Very good, yum yum! Ar trebui să le gustați și francezii au câteva talente ascunse. Ar fi timpul să ni le arate. Vă amintesc, câștigătorii acestei partide se vor califica în semifinale. Haideți, veți câștiga, fetelor! Ești la 15 metri de Lena, o faci intenționat! Oh, mai scut!